citesc din 1 Corinteni 11, versetul 11. În Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Așa s-a făcut că spre sfârșitul vieții mele, eu călătoresc tare mult. Am fost în multe țări, pe multe continente, și pretutindeni stau în casele fraților, stau câteodată și la necredincioși, sunt în foarte multe case. Și când cineva are vârsta asta și e păstor, oamenii cumva au încredere și își deschid inimile. Eu acum nu mai aud așa de bine, slavă Domnului, nici n-am nevoie să aud. Că știu că dacă ea va vorbi, se plânge de bărbat. Și el când vorbește, se plânge de nevastă. Așa că eu îi las să vorbească, eu de auzit nu aud. Eu dau din cap câteodată ca să știe el că îl ascult și pe urmă eu le spun singurul lucru care îl știu, că trei lucruri sunt de folos. Dragoste, iubire și amor. Despre asta voi vorbi și astăzi. Cel mai mare război mondial nu e război între națiuni, nu e război între rase, între clase. Cel mai mare război e războiul în familie. Războiul între soț și soție. Statistici americane spun, să dea Dumnezeu ca la român să fie mai bine, dar statistici americane spun că 50% din femei căsătorite au fost bătute măcar o dată de soțul lor. 50% din căsnicii în America se termină cu divorț. Relațiile între soț și soție nu sunt bune. Și despre asta vreau să vă vorbesc ceva astăzi. Nu pretutine să ajunge la bătaie, dar văd cum vorbește el cu ea. Așa de rar este ca un soț să aibă principiu să nu spună niciodată nevestii, dă-mi sarea. În românește se spune, dă-mi sarea, te rog. Nu se spune, deschide fereastra. Se spune, draga mea, fii bună și deschide fereastra, așa e românește. Orice frază românească, fără un te rog și fără fi bună, este o românească pocită. Așa e limba creștină. Foarte rar aud pe un soț să vorbească așa. Și foarte rar aud și soții. Ia mai lasă-mă în pace. Nu-i creștinești? Of, mi-ai vorbit destul. Asta iarăși nu e. Nu trebuie să-ți bați soția, nu trebuie să-ți bați soțul. Nu trebuie să omori pe cineva cu un topor. Poți să omori băgând în ceaiul lui în fiecare zi o picătură de o travă. Și fiecare cuvânt rău, neiubitor, nepoliticos, roade și roade un suflet. Am cunoscut suflete care sunt la un pas de nebunie, soțul nu le bat, nici nu le vorbește urât, dar le vorbește fără acel te rog, fără acel zâmbet. În toate domeniile noi învățăm. Învățăm o meserie de la unul care știe mai bine. Calfa învață de la meșter. Un artist învață de la altul mai mare artist și așa mai departe. Ce-ar fi să învățăm de la cei care au avut căsnicii frumoase? Și vreau să vă povestesc în câteva cuvinte despre unele căsnicii. Nu au fost nici ele fără de greș nu există. Dar în care este ceva frumos, prima este căsătoria între Adam și Eva. Ce frumoasă căsnicie au avut ei. Cu scăderile lor, dar au avut o căsnicie frumoasă și o să vă spun de ce. Și de unde au învățat căsnicie. Într-o zi, Dumnezeu l-a făcut pe Adam din țărâna pământului și Adam și-a deschis ochii. Deodată el era înainte, cu un minut înainte el n-a fost. Și acum era. Și era într-o grădină de o frumusețe, de o frumusețe, fel de fel de flori, de fel de fel de culori. Și vedea o fire, pe fața ei se citea iubire, Dumnezeu s-a plecat peste el și s-a uitat în ochii lui. Și Adam, asta era prima zi de viața lui. Și a văzut pe cineva plecându-se peste el, cum un copilaș nou născut deschide ochii în lumea aceasta și vede ochii mamei a plecat asupra lui. Așa Adam l-a văzut pe Dumnezeu. Și l-a fi întrebat. Copilașul nou născut nu poate să întrebe că e mic. Dar Adam când s-a născut era om. Când i-a fost făcut era om întreg. Și l-a întrebat pe cel care se pleca peste el. Dar cine ești tu? Și el i-a răspuns. Eu sunt Dumnezeu. Dar ce e aia să fii Dumnezeu? Ce e Dumnezeu? Și Dumnezeu i-a răspuns. A fi Dumnezeu înseamnă a fi iubire. Dumnezeu este iubire. Dar spune-mi tu, Dumnezeu care este iubirea, ce e aia iubire? El nu înțelegea ce e aia iubire. Pentru el lumea era nouă. Și Dumnezeu a spus, eu îți arăt ce este iubire.
și a creat din el pe Eva. Și Dumnezeu a luat în cecișor mâna lui Adam și a spus, uite, treci mâna ta peste părul ei, vezi cum ea freamătă, ce plăcere îi face, vezi în ochii pe fața ei și ție ce plăcere îți face. Eu am făcut nerv aici în mâini, ca de câte ori îți mângăi soția să simți și tu o plăcere, să simtă și ea o plăcere. Uite, treci acum cu mâna peste fața ei, treci cu mâna peste brațele ei, învață-te a mângâia, eu pentru asta am făcut mâini. Câți dintre noi ne luăm gândul, simplu, acum vreau să o mângâi, simplu să o mângâi, să merg lângă ea, să mângâi pe păr, să aibă și ea o bucurie. Dumnezeu l-a învățat pe Adam să mângâie. Și pe urmă i-a spus lui Adam, uite, ți-am făcut buzele astea, tu știi pentru ce le-am făcut? Uite să-ți arăt. Pune buzele tale pe buzele Evi. Eu buzele le-am făcut pentru sărutat. Pentru sărutat, nu pentru certat. Buzele sunt făcute pentru sărutat. Și uite, acum deschide buzele și spune, uite, spune după mine, Eva, eu te iubesc. Și el a spus, Eva, eu te iubesc. Nu așa! Eva, eu te iubesc. Eva, eu te iubesc. Nu așa! Nu repeta cuvinte. Așa trebuie spuse cu o anumită intonație. În limba ebraică, în care e scris Vechiul Testament, fiecare cuvânt este cu o notă muzicală. Cum sunt scrise fiecare literă, sub litere sau deasupra literei este o notă muzicală, cum ar fi acum cu notația noastră, do, re, mi, fa, este scris. Cu ce muzică să spui un cuvânt? Și asta spune în Biblie. Te iubesc, se poate spune multe muzici. Acolo spune cu ce muzică. E atâta iubire. Luați numai Cântarea Cântărilor. Câte iubire, dar și Cântarea Cântărilor se poate citi tot așa. Dar este pus acolo muzica și Dumnezeu l-a învățat pe Adam cum să vorbească cu el. Eu ți-am dat mâini, nu ca să bați cu pumnul în masă, o să te doare pe tine mâna și pe ea o să o necăjească. Eu ți-am dat corzi vocale, nu ți-am dat ca să cerți ființa pe care o ai lângă tine, ci ca să-i spui cuvinte de iubire. El a învățat pe Adam ce înseamnă iubire. Pe vremea aceea existau numai două ființe pe pământ. Bărăm pe acea una care este lângă tine, să o iubești, și i-a dat o lecție de iubire și lui Eva, că și ea are nevoie de o lecție de iubire. Acum spune în Scriptură că Adam, Dumnezeu umbla în răcoarea zilei și vorbea cu Adam. Acum Dumnezeu, noi știm din revelația Bibliei că sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și cât îl va fi învățat Hristos în grădina Raiului, umblând cu Adam, câte lucruri îl va fi învățat Hristos? I va fi spus, uite, noi n-am făcut pe om să fie o mașină, n-am făcut pe om să fie un robot, eu să apăs pe un buton, eu Dumnezeu și omul să trebuiască să joace ca o paiață, cum îi spun eu. Nu, ne-am făcut pe om dându-i o libertate de voință. El poate să aleagă totdeauna între bine și mai bine, între mai bine și excelent, și există și alegere între bun și mai puțin bun. Există alegere și între bun și rău și a explicat, uite, există și păcat. Puteți alege o cale rea, o cale bună, uite, pomul cunoașterii binelui și răului, veți avea libertate. Și Adam, căruia Dumnezeu i-a dat minte destulă, îl va fi întrebat, care-i răsplata binelui? Și Dumnezeu îi va fi spus, o veșnicie în raiul ăsta frumos. Și care-i răsplata răului? Răul atrage și el după sine consecințe, vine aici în lume, necaz și suferință în urma răului și pe urmă vine judecata noastră și pe urmă există o pediapsă grozavă de remușcări, de foc, de vierme. Nu mai poți să uiți niciodată ceea ce ai făcut și Adam, care pășea atunci în viață, trebuie să știi cum pășesc în viața aceasta. Și spune, dar om sunt, dar dacă voi păcătui, dacă Eva va păcătui, dacă suntem oameni, dacă tu spui că putem alege, da? Dacă vom face o alegere greșită, nu mai e nicio scăpare pentru nicio scăpare. Și Hristos i-a spus, ba, este scăpare. Eu voi veni în lume, om, ca și tine, cu ființă omenească, cum este a ta, și oriunde voi vedea păcat, eu mi-l voi însuși, al meu, nu al tău.
tu dă-mi mie păcatul tău, orice ce ai fi făcut. Două versete din Biblie pe care eu le consider cele mai frumoase, cele mai frumoase versete din Biblie, dar care nu sunt în Biblie. Și Biblia e așa de frumoasă fiindcă două versete lipsesc din ea. Nu există în toată Biblia un verset ca Iisus să întrebe pe cineva: ia ascultă-mă, ce păcate ai făcut? Ia să mi le spui, dar să mi le spui pe toate. Și în ce împrejură le-ai făcut? Și de ce le-ai făcut? N-a întrebat Iisus niciodată pe nimeni ce păcate a făcut. Și oriunde întâlnea un păcătos, își lua asupra lui păcatul aceluia. O femeie adulteră, oameni care se acceptau, oameni care erau simplu excroci. Ce era pe vremea aceea un vameș? El lua totul asupra lui. Fii în pace, fii liniște. Ești om, ai păcătuit. Păcatele tale le iau eu. Le voi spăși pe cruce. Vor fi ale mele. Eu, Tatăl cere să vă spun, eu iau pediapsă. Și astfel oamenii vor fi mântuiți. Ce frumos este că în Biblie lipsește un verset. Lipsește versetul: ce păcate ai făcut? Nu întreabă Iisus o singură dată pe cineva: ce păcate ai făcut? Orice ce ai fi făcut. Nu îmi detaila nimic, orice ce ai fi făcut. Iau eu asupra mea. Și un al doilea verset care nu e în Biblie și care e tare frumos că nu e în Biblie, este că niciodată nimeni n-a spus lui Iisus: te rog, iartă-mă. Nimeni. S-a întâlnit tot cu păcătoși. Și păcătoși care, întâlnindu-l pe el, și-au dat seama că sunt păcătoși. Nimeni nu i-a spus: iartă-mă. Petru, în seara din urmă, s-a lepădat de Iisus cu blesteme și jurăminte. I-a părut rău după aceea, a plâns. Și când l-a văzut pe Iisus cel înviat, nu era normal să-i spună: Doamne Iisus, îmi pare așa de rău cum am purtat în seara aceea, fii bun și iartă-mă. Nu spune. Nimeni nu i-a spus vreodată iartă-mă, că nu era nevoie să-i spună. Cine se uita în fața lui Iisus, vedea în fața aceea atâta bunătate, atâta dragoste, atâta dorință de a îmbrățișa pe fiecare și de a ierta, încât știa cuvinte nu sunt necesare. El vrea să mă ierte mai mult decât vreau eu să fiu iertat. Și Hristos, umblând pe potecile raiului împreună cu Adam, i-a spus: vrei să știi ce iubirea? Iubirea este să-ți însușești păcatul altuia. Îl vezi pe unul în păcat, îl vezi pe unul nenorocit, îl vezi pe unul în primej. Ia-ți tu asupra ta. Eu așa voi face. Și voi muri pentru aceasta. Și voi muri în chinuri groaze, ci o picătură de apă nu voi putea să capăt. Când voi fi pe cruce, mi se va lipi limba de cerul gurii și nu va fi urmă. Hristos l-a învățat pe Adam, plimbându-se cu el pe potecile raiului. Asta e iubirea. Iubirea e o mângâiere, iubirea e un sărut, dar iubirea mai e și altceva. Iubirea e să te identifici cu ea, să nu o părăsești în momente grele și să fii gata să mor, să înduri toate, iad pentru ea. Și separat îi va fi dată o asemenea lecție și lui Eva. Dacă soțul a greșit grozav, soția a greșit grozav, câteodată se întâmplă într-adevăr lucruri, câteodată sunt fleacuri, dar câteodată sunt într-adevăr lucruri grozave. Când ea sau el a greșit grozav, înseamnă că are nevoie de o iubire ca niciodată. Înseamnă că are nevoie de o îmbrățișare ca niciodată. Are nevoie să ardă pentru el sau pentru ea un foc de dragoste în inima ta. Când ți-a făcut cel mai mare rău care se poate face, răspunsul în căsnicia asta fericit a fost: la păcatul tău, eu îți dau o îmbrățișare. Putem să luăm exemple de acestea de căsnicie. Știu în Rusia. În Rusia trăia, acum nu mai e acolo, un credincios, Krasnov Levitin, era și el evreu creștin, și povestește el într-o scriere a sa despre un credincios din Rusia. El era la Moscova, nevasta lui, cum e acolo, ei i-a dat un serviciu în Leningrad, o vedea din an în Paște. Dar asta era serviciul de la stat. Și se apropia ziua ei de naștere. Și atunci el i-a cumpărat o pereche de pantofi. În Rusia e ca și cum ai cumpăra o brățară, ceva, să-i cumperi o pereche de pantofi. Și cum un prietena lui mergea la Leningrad, i-a spus: uite, e ziua nevestei mele, te rog chiar în ziua să mergi la ea și din partea mea să-i aduci o pereche de pantofi. Și ăla foarte stânjenit spune: bine, bine, da. Dar uite, trebuie să-ți spun, nevasta și-a găsit alt prieten acolo și nu mai spune. E adevărat? E adevărat? Ce de mă înapoi pantofi?
a luat pantofii înapoi și i-a umplut cu ciocolată și cu bomboane și spune are nevoie de mai multă iubire decât înainte, dă-i pantofii cu ciocolată înăuntru. El era creștin. Asta este maximul. Căsniciile noastre poate sunt bune, dar e rău o căsnicie bună. La un creștin o căsnicie bună e o rușine. Căsnicia trebuie să fie excelentă. El să-și însușească tot ce face ea, ca să împărtășească suferința ei și prin aceasta să o ajute pe ea să se mântuiască. Și dacă ea face cel mai grozav lucru, răspuns este iubire și îmbrățișare. Vă voi spune un al doilea exemplu, Sara cu Avram. Avram era în religie înaintat cum nu era beata Sara. Și la un moment dat hotărăște să urmeze o voce pe care a auzit-o și era ritualul acesta. Îl ia pe fiul ei, pe care el a așteptat 10 de ani, l-a luat pe fiul ei. Unde te duci cu fiul? Mă duc să-l jertfesc pe un munte, uite, am luat și cuțitul împreună cu mine. Orice altă mamă s-ar fi luptat, ca o fiară sălbatic s-ar fi luptat cu soțul. Cu forță fizică să-l ia pe el din mâna lui. Ea n-a înțeles unde era religia lui, ce știa el despre Dumnezeu și ce știa ea. Dar ea era soție. Și o soție, o mare știință la soție este să învețe să nu contrazică niciodată pe soțul. Ea am o nevastă, Dumnezeu să-mi țină, și nevasta aceasta, nimie nu-mi spune niciodată nu. Orice ce îi spun zice da, 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 după aia face ce știe ea. Dacă îmi spun, e grozav. Pentru un soț să-l contrazici este o grozav. Nu suferă un soț să-l contrazici. Și ea nu l-a contrazis, l-a lăsat să plece. Dar nici măcar pe chestiune de asta nu s-a certat. Câte certuri sunt în familie pe chestia educației copilului. Când el vrea să bată copilul, ea spune nu. Când ea vrea să-l bată, spune el nu. Și când vor să ce... Și iese copiii profită de aceste conflicte între ei. Și iese rău. Avem un alt exemplu pe Rebecca. Unul din cele mai frumoase exemple. Vine la ea unul Eleazar și spune, eu reprezint pe Avram. Avram are un fiu. Fiul are nevoie de o nevastă, tu vrei să vii? Ea nu l-a văzut pe Isaac niciodată. Dar dacă cumva ești chiop, dacă cumva, cine știe ce slut e, nu? Dar poate e prost, poate, cine știe ce fel? Cum să mă duc eu să iau pe Isaac? Nu, domnule, întâi să-l văd aici, să... Ea, eu mă duc. Fără să aleagă. Dacă eu vreau ca în căsnicie să găsesc pe cineva care să mă fericească, eu trebuie să mă uit bine dacă ăsta mă poate ferici sau nu mă poate ferici. Dar dacă eu în căsnicie îmi propun să fericesc pe cineva, asta e scopul pentru care eu mă căsătoresc. Poate să fie și slut, poate să fie și prost. Eu vreau pe slutul ăsta, pe prostul ăsta să-l fericesc. Damian, poate ați auzit de Damian care s-a dus între leproși în Hawaii. A fost un preot catolic, a auzit de leproși aceia, acum mai există leprozerii, spitale, dar asta era acum 100 de ani, că nu era nimic. Sunt niște leproși acolo. Nu mă duc să mă fericească leproși. Mă duc eu să-i fericesc pe leproși. S-a dus între ei, a devenit și el lepros. Dar la câți leproși a deschis el poarta raiului, așa este iubirea. Și încă ceva, unde este adevărat iubire între soț și soție, totdeauna include și socrii. Bine, îmi place, soțul meu, zice, dar pe mama asta să nu o vede în ochi. Sau pe tatăl ăla, cât o să-l sufăr pe tatăl ăla bătrânul, care și tușește și invalid și trebuie să-l îngrijești, și cât e un om bătrân care nu se poate ajuta, cât o să meargă undeva să se îngrijească. Rut și-a iubit soțul. Cum să nu iubească pe cea care a dus în lume pe soțul lui, pe soacra? Unde mergi tu, soacra mea? Merg cu tine. Dumnezeul tău e Dumnezeul meu. Și Petru era un biet pescar de acum 2000 de ani, vă închipuiți ce casă a avut, n-a avut și el o cocioară. El avea o nevastă. Cum? Dar el avea și pe soacra. Soacra să stea aici lângă mine. Și dacă soacra era bolnavă, ești ce dacă bolnavă? Lasă, e bătrână, tot trebuie să mă... Nu dacă era bolnavă, l-a chemat pe Iisus. Poate el poate să vindece pe soacra. Există și asemenea căsătorii. Și de ce trebuie noi să avem una urâtă? Sau de ce trebuie să avem una bună când putem avea una excelentă? Când putem avea și noi o pildă să fie de dragoste, de iubire, de amor, cum a învățat Iisus.
Și asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, se poate răsfrânge asupra copiilor, asupra nepoților, asupra vicinilor. Și am vrut să adaug povestirea unei căsătorii care am cunoscut eu în România. La un moment dat, cineva mă cheamă la o oarbă. Că e o evreică oarbă, care crede acum în Iisus, dar nu cunoaște alți evrei credincioși. Să mă duc, am vizitat-o, era credincioasă, am botezat-o, am aflat povestirea ei. Am botezat-o pe vremea lui Antonescu, când nu era voie să boteze evrei. Te băga la închisoare, dar am botezat-o și eu într-o baie undeva. Ea era oarbă din naștere. Era căsătorită tot cu un orb din naștere. Amândoi tare sărace, dacă erau orbi. El, la un moment dat, s-a îndrăgostit de o altă femeie. Acum, dacă la mine vine diavolul cu ispita altă femeie, îmi spune, uite, a ta e neagră, să vezi asta ce blondă, ce frumusețe, a ta e cârnă, aia la altă, uite ce nas frumos. Ăsta n-a văzut pe soția lui în viața lui. N-a văzut pe aia la altă în viața lui, dar aia la altă îi trebuia, nu îi trebuia în lui. Asta e înșelăciunea diavolului. Românul spune, găina vecinului e curcat. Îți trebuie aia la altă, nu îi trebuia asta. Și el a lăsat-o pe nevastă lui, a lăsat-o pe nevastă și a dus cu aia la altă. Eu le-am cunoscut după aia pe amândouă. Nu era aia la altă mai frumoasă decât nevastă lui, dar așa e, asta e ispită diavolului. Și acum ea a rămas singură, singură și săracă și oarbă, habar n-avea de Hristos, ea a hotărât să se sinucidă. Asta e din experiența nevastă mea și cu mine, noi am cunoscut, vă spun acum din experiența noastră. Ea a hotărât să se sinucidă și s-a dus pe la farmacie, de aici a luat două pilule de dormit, de aici două, de aici două, a făcut vreo 40 de pilule, iei 40 de pilule de dormit, dorm, adorm și nu te mai scot niciodată. Și le-a amestecat pe alea într-un pahar. Și când se ridice paharul să-l ducă la gură, vă reproduc cuvintele ei. Ea mi-a povestit. Zice, uite acum, îmi ridicasem paharul să-l duc la gură și uite acolo unde-i dulapul acum, l-am văzut pe Iisus. Ea habar n-avea de Iisus, ea era evreică, nu crescută în creștin, nimic. Și l-am văzut pe Iisus. Și Iisus mi-a spus, ce faci e rău. Dar ce să fac eu, ce să fac, nu vezi, m-a lăsat soțul, m-a lăsat și rușinea, și sărăcie, și tot. Ce să fac? Nu mai am nicio speranță. Și Iisus, acolo unde era dulapul, mi-a spus, eu te voi învăța ceva care o să schimbe toată viața și o să te facă fericită. Pentru mine fericire nu mai există. Fă ce-ți spun eu. Du-te la femeia cealaltă și spune, eu iubesc pe bărbatul meu așa mult că eu vreau ca el să fie fericit și bucuros. Și dacă el e mai bucuros și mai fericit cu tine decât cu mine, eu mă bucur că e fericit și bucuros. Du-te la ea și spune așa, eu sunt bucuros că bărbatul meu e fericit cu tine. Vino și locuiește cu el la mine în casă. Și eu vă voi fi servitoare, eu vă voi spăla, eu vă voi găti, eu vă voi face toate. Numai să-l văd pe soțul meu că e fericit, că râde, asta e tot ceea ce vreau eu în viață. S-a dus ea oarba și a făcut așa. Și a dus-o pe aia, la ea în casă. Și ea îi servia pe amândoi. Și acum, dacă l-a văzut pe Iisus, a început să se intereseze cine e Iisus. Și cineva i-a dat un Nou Testament în braie, știți că există cu degetele așa, citesc. Și a început să citească Noul Testament. Și a ajuns la credință în Iisus, așa a ajuns să mă cunoască pe mine, pe nevastă mea, să o botezăm și așa. A venit între frați. Rezultatul a fost că soțul ei și-a dat seama ce schimbare s-a produs în soția lui, că soția lui era o eroină, era înger, în chip de om, să facă o soție așa ceva. Spune Avram cuvintele astea, nimic pentru mine, totul pentru celălalt. Și a înțeles soțul ăsta și a concediat-o pe femeia cealaltă, a trimis-o pe aia să se ducă unde vrea. Și a fost iar cu soția lui. Există și așa ceva. Există și așa ceva. Și avem mereu înainte ochilor noștri o altă căsnicie, o altă relație. Noi avem fiecare un logodnic. Noi avem un mire și noi suntem mireasa lui. Și să vedem ce face el, cum umblă el cu noi. Cu câtă gingășie. Dar pe mine m-a găsit cu mii și mii de păcate, care de care mai grele.
dar a venit la mine cu un zâmbet, nu mi-a spus, măi ticălosule, ce ai făcut tu în viața ta, ce ai făcut, ce ai făcut ăluia, ce ai făcut, nimic nu mi-a spus. Mi-a spus, te iubesc și aș știut cu ce notă să spune te iubesc. Și vină la mine și totul e iertat, totul e uitat, am vrut să-i spun, dar uite ce, nu-mi spune mie ce ai făcut, eu nu întreb pe nimeni ce a făcut. Eu te iubesc, eu te vreau să fii în îmbrățișarea mea, eu vreau sărutul tău, eu îți voi da sărutul meu, ne vom îmbrățișa unul pe celălalt, cuvântul grecesc în Noul Testament pentru închinare, proskineo, înseamnă a săruta. Când spune în Bibliile noastre românești să te închin în Duh și în adevăr, când citești în grecește, spune să săruți cu Duhul și cu adevăr. Spune Psalmul 2 la sfârșit, ultimul verset din Psalmul 2, sărutați pe Fiul, spune acolo. Auzi, El își dorește să fie sărutat. Voi spuneți că sunteți o biserică nou-testamentală și vechi-testamentală și ce spune? Dar spune în Biblie, sărutați pe Fiul, de ce nu-L săruți? Nu spune, a, îl vezi pe Fiul lui Dumnezeu? Vină cu un sărut. Spune, m-am păcătuit, gata, ajunge. Fiul cel pierdut vine la Tatăl și începe, Tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta. Ei, știa Tatăl, acum vrea să-mi spune tot timpul că a fost, în fiecare zi ce a făcut. Nu, haina cea mai bună, vițel, inel pe degete. Eu vreau o scenă de iubire, să fie muzică și joc. El ne iubește. Așa s-a purtat cu mine, așa se poartă El cu fiecare dintre noi. Îl biciuiesc până la sânge, îi bat cuie în mâini și în picioare și e primul lui gând. Ia să spună o rugăciune pentru ei, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și unde vede păcat mai greu, acolo se apleacă mai mult. Saul din Tars ajunsese să ucidă creștini și se întâlnește Iisus cu el. Nu-i spune, pe bine mă, ucigașule, nemernicule, tu lovești în copilul lui Dumnezeu, să vezi ce-ți fac eu când vii la mine, să știi că te prăjesc în foc. N-a spus așa, dar. Nu-i spune, nu chiar așa, dar spune cuvinte rele pentru o supă proastă. Și aici logodnicul nostru se întâlnește cu unul ca mine și nu-i spune cuvinte rele. Ci îl trimite să fie apostol între neamuri. Dragostea poate să facă foarte, foarte mult. Și ne gândim cum în toate lucrurile, când văd o altă căsnicie, și mai ales când am înainte ochilor, căsnicia aceasta duhovnicească între mine și Iisus, pe apoi să învățăm de la lucrul acesta. Vreau să vă povestesc despre una care știa să iubiască în așa fel. Este o țară în sud-estul Aziei, Cambodgia, pe care au luat-o tovarășii. Și prima duminică în care au luat Phnom Penh, capitala lor, creștinii erau la bisericile lor, acolo erau catolici, catolici erau în bisericile lor, evanghelieci în bisericile lor, și la una și aceeași oră toate bisericile au fost înconjurate de către ostași, ostași armatei comuniste, și au intrat în biserici, puștile mâini, s-au dus unde erau biserici, cum sunt catolici, ca și la ortodoxi, unde e un chip, crucea sau un chip al Maicii Domnului sau ce pe cruci, pe altar, l-au pus pe pragul ușii și la Evanghelie și cum ar fi la noi, au luat o Biblie mare și au pus Biblia pe prag și au strigat cu puștile întinse. Acum ieșiți unul câte unul din biserică și când ieșiți, cuipați. Scuipați fie pe cruce la catolici, fie pe Biblie scuipați. Dacă scuipați, mergeți acasă liber. Dacă nu scuipați, împușcare pe loc. Ce ai fi făcut? Ai scuipat sau n-ai fi scuipat? Și Petru, când a mers cu Iisus spre grădina Ghetsemane, i-a spus, știi, apostolii ăștia-lalții, nu poți să ai încredere în ei. Eu sunt ceva special. Și până s-a speriat de o servitoare care n-avea pușcă. Putea să-i dea un brânz. S-a speriat. E ușor să fii foarte curajos pentru Iisus, că nu e o pușcă întinsă spre tine. De aceea era pușcă întinsă. Și ei au venit să se închine lui Iisus, au venit să-i cânte, să se roage, să pună și un ban în colectă, să, mă rog, să fie, să mărturisă. Dar să moară pentru Iisus! Nu s-au gândit la aceasta.
Fiecare și-a făcut alte socoteli. Păi am nevasta acasă, păi dacă eu mor, ce se întâmplă cu nevasta? Am părinți bătrâni în acasă. Și au ieșit creștinii aceștia din biserică. Ce credeți că a făcut primul? Ce ai fi făcut tu? Ai fi murit? Chiar murit? Păi. El a scuipat. Și a ieșit al doilea. Știi ce a făcut al doilea? Ce ai fi făcut tu? Ai fi murit? Păi dacă tu ai fi murit atunci, de ce nu mor acum pentru nevasta sau pentru soțul tău și ții gura închisă? Când ce mai greu a făcut ea ceva grozav sau el a făcut ceva grozav, ține gura închisă. Gura nu trebuie totdeauna deschisă. Și a scuipat unul, a scuipat al doilea, a scuipat al treilea. Și până a venit rândul unei fetițe de 16 ani, logodnica lui Iisus, dar o logodnică cum trebuie să fie o logodnică, nu, îl iubesc. Nu, una pasionată. Păi asta este, fără pasiune asta, nu-i dragoste. Și când i-a venit ei rândul și a spus scuipă, ea cu lacrimă în ochi a spus, Biblia este scrisoarea de dragoste a logodnicului meu. Niciodată o logodnică iubitoare n-a scuipat o scrisoare de dragoste. Nici eu nu pot să o fac. Îl iubesc. Și cu ce intonație va fi spus cuvintele acestea? Îl iubesc? Și-a căzut împușcată. Comuniștii săraci au crezut că au omorât-o, n-au știut că au trimis-o în îmbrățișarea celui mai frumos dintre logodnici.